Bine v-am găsit, dragi spectatori, la o ediție, ca de obicei, specială a emisiunii Calea Adevărului și Viața. Îl avem astăzi alături de noi pe profesorul Iosif Son. Îl aveți pe ecranele dumneavoastră destul de des, săptămânal, a zice, în emisiunile de tip seminar. Astăzi îl avem ca invitat al emisiunii Calea Adevărului și Viața. Vom înregistra mai multe module cu dânsul. Aș vrea în această emisiune însă să vă supunem atenției un aspect, o problemă, o temă teologică, cina Domnului, masa Domnului, Sfânta Împărtășanie, cum îi zice fiecare în denominațiunea de care face parte. Și am fost inspirați de această alegere, de un mesaj recent pe care l-am înregistrat la una din conferințele la care profesorul Iosif Son a participat în România, un mesaj pe această temă. Așadar, vrem să folosim secvențe din acest mesaj, însă am vrea să comentăm chiar cu profesorul Iosif Son lucruri legate de cina Domnului, de masa Domnului. Bine ați venit, domnule Iosif Son, din nou la emisiunea Calea Adevărul și Viața. Am spus deja câteva cuvinte, câteva noțiuni. Unii spun masa Domnului, cina Domnului, Sfânta Împărtășanie, comuniune. Sunt diferențe esențiale. Dacă ați putea să comentați într-un minut aceste moduri diverse de a vorbi despre împărtășirea cu trupul și sângele Domnului. Cina Domnului, așa îi spunem noi de obicei, este un subiect foarte important și în același timp foarte controversat. Și controversa, aș zice că e mai ales între două extreme, extrema ritualistă și cealaltă, aș zice, memorialistă, unde numai ne aducem aminte de ceva. La extrema tradiționalistă sau ritualistă, credința e că preotul, prin mișcările pe care le face, prin gesturi, prin cuvintele rostite, transformă pâinea în trupul Domnului și vinul în sângele Domnului. Ritualul în sine produce transformarea aceasta și după aceea omul mănâncă trupul Domnului și bea sângele Domnului. La cealaltă extremă, care nu știu dacă o pot numi altfel decât memorialistă, sunt aceia care zic la cina Domnului nu se întâmplă nimic, ci doar ne aducem aminte de jertfa Domnului Iisus. Ne aducem aminte și atâta tot. Vreau să fac paranteza că și la botez, unii cred că în botez se face nașterea din nou, spălarea de păcatul strămoșesc, mântuirea, botezul cu Duhul Sfânt, toate se întâmplă în botez, după ortodoxi și catolici. Iarăși, ritualist. La cealaltă extremă, botezul e o simplă poruncă a Domnului Iisus, noi o îndeplinim, dar nu se întâmplă nimic. Cu aceasta, acești oameni golesc de conținut cina Domnului și botezul. Le golesc complet de conținutul lor spiritual. Și păcat și sensul că răstălmăcim ceva biblic, dar e păcat în sensul că pierdem ceva de mare valoare. Pentru un creștin evanghelic, de exemplu, momentul nașterii din nou a primirii Domnului este vital și trăirea după aceea. Unde e locul în viața unui creștin evanghelic? Asta ne-a interesat foarte mult, a cinei Domnului. Deci, dacă ne-am primit pe Domnul în inimă și îl știm, înțelegem jertfa de pe cruce, unde se mai potrivește cina Domnului ca și moment periodic în viața noastră? Domnul Iisus ne-a spus să o facem de câte ori ne adunăm la oaltă, ca să ne aducem aminte de jertfa lui. Și pentru că acolo el spune acest pahar e sângele legământului,
înseamnă că noi trebuie să reînnoim legământul la fiecare cina Domnului. În Exod, când Dumnezeu poruncește lui Moise să instituie masa pascală, el spune exact cu aceleași cuvinte ca la cina Domnului, să faceți lucrul acesta spre pomenirea acestui eveniment, adică să vă aduceți aminte. Acum, rog pe toți auditorii să înțeleagă ce înseamnă să-ți aduci aminte. La masa pascală se făceau mielul pascal, ierburi amare, un copil care întreabă, tată, de ce facem asta? Un tată care povestește. Totul e făcut așa, într-un cadru, într-un scenariu, care să-l îi ajute pe cei din familie să retrăiască evenimentul. Ideea e că atunci când îți amintești așa, retrăiești, ești ca și când ai fi acolo în Egipt și ai trăi evenimentul. Când Domnul Iisus la masa pascală ne poruncește să facem actul acesta al frângerii pâinii și al paharului și ne spune să facem spre pomenirea lui, de fapt ne dă exact aceeași poruncă. Faceți totul în așa fel încât să retrăiți evenimentul. Eu prefer să am o pâine acolo pe care să o frâng și să spun așa cum vedeți că se frânge această pâine, așa s-a frânt trupul Domnului Iisus. Caut să fac cât mai dramatic. Și unii mi-au povestit, când frângi pâinea în felul acela, parcă mă trece așa un fior prin tot trupul, că văd frângerea trupului Domnului Iisus. Deci trebuie să retrăiesc evenimentul morții Domnului Iisus în locul meu. În timp ce se frânge pâinea și apoi se împarte pâinea, eu le spun acum, în timpul acesta, tu du-te în gând la calvar. Stai acolo în fața crucii Domnului Iisus, începe să vorbești cu El. Spune-i, Doamne Iisuse, pe crucea aia trebuia să fiu eu. Da, m-ai dat la o parte și te-ai așezat tu în locul meu. Tu mori moartea mea, tu suferi suferințele mele, tu porți păcatele mele. Ce lucru extraordinar faci tu în locul meu? În felul acesta l-a ajut și mai mult să retrăiască ce a făcut Domnul Iisus pentru noi. După aceea la pahar ne aducem aminte că în legământul de la Sinai totul s-a pecetluit cu sângele taurilor. Domnul Iisus zice, noul legământ îl pecetluiesc eu în sângele meu. Și când se împarte paharul, eu spun acum, aduceți-vă din nou la cruce. Aduceți-vă aminte că pentru a încheia legământul cu voi, Domnul Iisus l-a pecetluit cu sânge. Verifică. I-ai fost tu credincios în legământ? Ține cont că textul noului legământ e predica de pe munte. Pe baza acestor porunci, Domnul Iisus a încheiat legământul și ne spune, dacă mă iubiți, trăiți după poruncile mele. Am trăit oare după ele? Dacă am călcat o singură poruncă, eu am ieșit din legământ, am călcat legământul și trebuie să recunosc, să zic, Doamne Iisuse, am călcat legământul, dar cina Domnului nu-i ca să mă țină deoparte și zic că nu, pentru că ai călcat legământul, nu mai veni, ci dimpotrivă.
să mă pocăiesc, să-mi pară rău și să spun, Doamne, eu cu toată hotărârea nu voi mai repeta lucrul acesta. Revin în legământ cu scopul de a trăi în legământ. Și cinea Domnului să mă facă să reintru în legământ cu hotărârea de a rămâne în legământ, de a rămâne în sfințenie. Prin urmare, cina Domnului a fost creată de Domnul Iisus ca să îmi faciliteze mie aceste trăiri. Trăirea evenimentului morții lui pe cruce în locul meu și trăirea reînnoirii legământului prin sângele lui. Sunt două evenimente pe care eu trebuie să le retrăiesc mereu ca să-mi intre și mai adânc în sistemul meu de gândire și de trăire. Subliniez această idee mai mult. În fond, din ce a spus, ce sunt cele acestea despre cine este pentru sfinți, pentru creștinii, sfinții perfecți, sau pentru cei pe calea de început a credinței? Pentru cine e cina Domnului? Pentru că sunt mari discuții aici, în zona de interdicție, de încurajare, de oprire de la cina Domnului. Cine poate să ia cina Domnului, din punctul meu de vedere? Din punctul meu de vedere, oricine care e sincer cu Domnul Iisus, care întâi a încheiat legământul cu el, nu poți veni la masa lui să reînnoiești legământul dacă nu l-ai încheiat întâi în apa botezului. Și acum vii cu toată ființa ta să retrăiești ce a făcut el și să te verifici și cu toată ființa să vii înapoi în legământ. Asta e pentru noi pe toată durata vieții noastre creștine. Nu-i numai pentru început, nu-i numai pentru sfârșit, e pe toată perioada, e un ajutor foarte important pe calea trăirii mele cu Dumnezeu. Deci unii teologi evanghelici le numesc mijloacele harului. Sau mijloacele bunătății lui Dumnezeu, pentru că har se traduce cel mai corect în românește prin bunătate. Bunătatea lui Dumnezeu mi-a pus la dispoziție o serie de ajutoare care să îmi faciliteze această reapropiere de Domnul, această adâncire în Domnul. Vreau să mai adaug ceva foarte important. Pavel spune că vin necazuri pe tine dacă nu deosebești trupul Domnului. Și aici e dezbatere, ce înseamnă să deosebesc trupul Domnului. În ortodoxie, preotul transformă pâinea în trupul Domnului. Și el spune, gata, s-a transformat, acum nu mai e pâine, ci e trupul Domnului. El identifică pâinea cu trupul. Porunca e exact inversă. Eu trebuie să deosebesc trupul Domnului de pâine. Trupul Domnului una și pâinea alta. Pâinea rămâne pâine și trupul Domnului e altceva. Ca să ilustrez, în Evanghelia după Ioan, capitolul 6, Domnul Iisus, după mulțirea pâinilor, spune, eu sunt pâinea coborâtă din cer, eu sunt mana vie. Și cine nu mă mănâncă pe mine și nu mă bea pe mine, n-are parte cu mine. Și lucrul ăsta a scandalizat pe ucenici, mulți au plecat și el le atrage atenția. Fiți atenți, carnea nu folosește la nimic, Duhul e cel care dă viața. Și cuvintele astea pe care vi le-am spus eu despre a mă mânca și a mă bea sunt Duh și viață.
nu le materializați. Țineți distinctă partea materială de partea spirituală. Și atunci, lecția mare e că eu, nu numai la cina Domnului, îl mănânc pe Domnul Iisus și îl beau. În fiecare dimineață când spun mi sete de tine, te beau, mi-e foame de tine, te mănânc. Eu îl reasimilez în mine, îl readuc în mine. La masa Domnului pâinea doar îmi ilustrează, îmi face mai viu, mai dramatică trăirea aceasta a împărtășirii cu trupul Domnului Iisus. Dar împărtășirea cu trupul Domnului Iisus e ceva spiritual, distinct de pâine. În felul ăsta eu fac deosebire între pâine și trupul Domnului. Am înțeles, știu că este o temă favorită a dumneavoastră, iată, așadar că și cina Domnului, Sfânta Împărtășeană, este o parte dintr-o chemare la intimitate permanentă cu Dumnezeu. Cu Dumnezeu. Așa e. Mulți, fac o paranteză și eu, mulți vă acuză chiar că exagerați, prezentați poate prea mult în predicile dumneavoastră această dorință a Domnului Iisus Hristos de a avea o relație permanentă, de a fi într-o intimitate permanentă cu noi. Ce le-ați răspunde acestora? Pentru că ați încadrat, iată, și cina Domnului tot într-o parte dintr-o trăire în intimitate permanentă cu El. Pentru mine, personal, aceasta e esența creștinismului. Așa cum o spune Apostolul Ioan în 1 Ioan. Vestea cea bună e că avem părtășie cu Tata și cu Fiul. Esența religiei creștine e intimitatea cu Dumnezeu, Tatăl și Fiul prin Duhul Sfânt. Și asta înseamnă că eu în fiecare zi trăiesc în unire cu ei. Tata în mine și eu sunt în Tata, Domnul Iisus în mine și eu sunt în Hristos. Eu sunt în Duhul și Duhul în mine. Și când mă duc la întâlnire cu o persoană reală care îmi vorbește și căreia îi vorbesc, care așteaptă să-L iubesc și care îmi declară că mă iubește, ce-i rău când spun că asta e, e cea mai frumoasă realitate din univers? Că mă duc să mă întâlnesc cu cea mai frumoasă ființă din univers și El îmi face declarații de dragoste mie și eu îi fac declarații de dragoste Lui. Asta e esența trăirii cu Dumnezeu. Unii pentru că nu o au, zic, ce vorbește țon basme? Să caute să o aibă și când o descoperă, cât e de frumoasă, cât e de dulce, cât e de satisfăcătoare, de împlinitoare, vor înceta să critique. Da, îmi pare bine că ați punctat acest lucru, tot în contextul în care discutăm puțin despre cina Domnului. Mă pregătesc să înserăm în acest punct al discuției noastre un material mai lung, o parte dintr-o expunere pe care ați avut-o nu cu multă vreme în urmă despre cina Domnului, în care toate aceste puncte le-ați spus în ordine, dar am vrut să facem această introducere. Ați vrut o scurtă întrebare, pentru că întrebarea este în mintea multora. Mulți spun, sunt păcătosc, sunt, cine poate fi sfânt? Să nu pățești ceva dacă îmi împărtășesc având o stare de păcat. Sau alții zic, iau cina Domnului că asta mă curăță de păcat. Dacă ați putea să mai repetați poate din cele lucruri pe care le-ați spus înainte, cine se poate împărtăși? Trebuie să fim fără păcat să ne împărtășim? Dacă avem păcat în viața noastră, mergem la cina Domnului sau amânăm puțin și ne mai pocăim? Dacă ar fi, cum zic unii, că numai dacă n-ai păcat te apropii de cina Domnului, eu nu m-aș apropia niciodată de cina Domnului. Niciodată nu mă pot considera perfect, deși pasiunea mea e sfințenia și desăvârșirea. Spre acestea țintesc, spre acestea alerg. Dar niciodată nu pot zice, acum pot veni că în ultima săptămână sau lună n-am păcătuit. Să mă ferească Dumnezeu de o asemenea prezumție, de o asemenea aroganță. Întotdeauna mă duc acolo ca un penitent, ca
ca un pocăit care zice, ai milă de mine, păcătosul. Și întotdeauna am nevoie de iertarea lui și de reînnodarea legământului. Prin urmare, asta e atitudinea fundamentală pe care trebuie să o avem toți. E adevărat că s-ar putea întâmpla, de exemplu, dacă m-am certat cu soția și nu m-am putut împăca, Doamne ferește. Nu știu dacă aș putea să dau cina sau să iau cina. Și sunt șocat când văd pastori care au probleme și dau cina Domnului. Eu consider că e un sacrilegiu, dar asta e problema lor. Când trebuie să mă abțin? De la ce moment? Eu cred că dacă eu n-am totală sinceritate, în sensul că cu toată structura mea, cu toată ființa, nu mai vreau să fac păcatele alea de care azi mă pocăiesc. El zice, vinul la masa mea. Dar dacă eu în gândul meu zic, păi azi mă pocăiesc de ele, dar mâine trebuie să le fac din nou, că la business-ul meu trebuie să mint și să fur, să înșel. Și la cina Domnului capăt iertarea. Și cum a zis unul, mulțumim că la cina Domnului ne ierți păcatele din duminica, din luna trecută. Asta e un fals. Asta iarăși e un sacrilegiu. Să consider că eu pot să continui în păcat și să viu la cina Domnului, că acolo mi se iartă păcatele. E un fals din punct de vedere biblic. Dacă nu este în mine dorința de sfințenie, dorința de a-i fi plăcut lui, mă apropiu de masa Domnului în chip nevrednic. Dar asta e o problemă de conștiință a fiecărui om. Noi nu-l putem verifica. Nu mai spunem, fii atent. Nu crede că cina Domnului e un certificat că mâine poți să păcătuiești din nou. Aia e auto-înșelare. Mulțumesc pentru aceste clarificări, domnul profesor Osipson. Să urmărim împreună această înregistrare pe care am făcut-o cu ceva timp în urmă despre cina Domnului. Și o să rămâne cu un gând spus de cineva tot la această masă. Cina Domnului este ca o merinde de drum a credinciosului, o resursă a harului pe care a spus că Dumnezeu ne dă în umblarea noastră în sfințenie. Mulțumesc, că Dumnezeu să vă binecuvânteze. La început a fost cuvântul. El era lumina oamenilor. În El era viața și viața era sensul oamenilor. Și noi toți am primit din belșugul Său. El este lumina lumii pe care întunericul n-a biruit-o. În El găsești toate comorile ascunse de viacuri. Și cuvântul s-a făcut trup. Numai câteva gânduri de încheiere și de pregătire pentru masa Domnului, pentru că vrem să încheiem cu masa Domnului. Frații au avut gândul să punem pahare, să fie așa ca în biserici și să poți problema de unde atâtea. Și imediat, păi avem aici un frate cu standul de cărți care vinde și aceste
Și atunci să știți că astea El ni le-a dăruit să le folosim. Dar luați model și le puteți duce la bisericile voastre. Suntem din multe biserici, din multe culte, din multe părți ale țării. Sunt sigur că nu ne-au plăcut toate lucrurile. Dacă n-ar fi fost aceea, tare ar fi fost bine. Și lucrurile acelea care nu ne-au plăcut, tot timpul ne zgândere. Iată ce zice cuvântul lui Dumnezeu. Cercetați toate lucrurile și păstrați ce este bun. 1 Tesaloniceni 5:21. Ai avut hrană, ne-a manifestat în diferite feluri. Unele nu ți-au plăcut. Nu zice să le păstrezi. Cercetați totul și păstrați ce vi se pare vouă bun, că de aceea cercetezi. Cercetează, analizează, cântărește și tot ce zici, aceea a fost bun, aceea păstrezi. Și când mergeți pe drum spre casă, să nu cumva să ziceți, acela nu mi-a plăcut, lucrul acela sau faptul acela nu mi-a plăcut, sau cu învățătura aceea nu-s de acord. Înseamnă că n-ai ascultat cuvântul lui Dumnezeu care zice, păstrați ce este bun. Suntem în fața mesei Domnului. Cum să ne apropiem de masa Domnului și ce să ducem, ce să primim la masa Domnului și ce să ducem cu noi de la masa Domnului. În Ioan capitolul 6, începând cu versetul 48, vorbește Domnul Iisus. Eu sunt pâinea vieții, versetul 51. Eu sunt pâinea vie care se coboară din cer. Dacă mănâncă cineva din pâinea aceasta, va trăi în veci. Și pâinea pe care o voi da eu este trupul meu pe care îl voi da pentru viața lumii. Adevărat, adevărat vă spun că dacă nu mâncați trupul Fiului Omului și dacă nu beți sângele Lui, n-aveți viața în voi înșivă. Cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu are viață veșnică și eu îl voi învia în ziua de apoi. Căci trupul meu este cu adevărat o hrană și sângele meu este cu adevărat o băutură. Cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu rămâne în veac și eu rămân în mine și eu rămân în el. După cum Tatăl care este în mine m-a trimis pe mine și eu trăiesc prin Tatăl, tot așa cine mă mănâncă pe mine va trăi prin mine, va trăi și el prin mine. Când au auzit aceste cuvinte, o mare mulțime de ucenici au zis, cuvintele acestea sunt prea de tot. Cine le poate suporta? Și-au plecat. Și Domnul Iisus explică ucenicilor care au rămas. Carnea, materia, nu contează. Cuvintele pe care vi le-am spus sunt Duh și viață. Duhul contează. Acum vreau să vă spun ceva foarte ciudat. De 2000 de ani își bat teologii capul cu problema aceasta.
Cina Domnului este povestită și în Matei, și în Marcu, și în Luca, și peste tot avem frângerea pâinii și paharul. În Evanghelia după Ioan, cina e povestită în capitolul 13. Începe cu spălarea picioarelor, după aceea mănâncă cina, dar nu se mai spune că Domnul Iisus a luat o bucată de afrânt pâinea și le-a dat-o zicând: acesta e trupul meu, și după aceea se ia paharul și se zic: acesta este sângele meu. Nu! Peste asta se trece. Și de 2000 de ani teologii se întreabă: de ce, Domnule? Acum mulți imediat observă: stai puțin, că în Ioan Domnul Iisus după frângerea pâinii spune că trebuie să mă mâncați și să mă beți. Care e legătura? Sunt câteva posibilități. Eu vă spun numai una pe cea care o cred eu. Ioan a scris Evanghelia lui mai târziu. Creștinismul era de cel puțin 30 de ani stabilit. Și tare repede oamenii se închistează în structuri. Vine pastorul, frânge pâinea. Aia înseamnă că atunci pâinea devine trupul Domnului Iisus. Și când spune cuvintele peste pahar, acela devine sângele Domnului. Ioan a văzut tendința aceasta de a transforma masa Domnului într-un ritual. Și apostolul Pavel, care a văzut și el asta, întâi ne spune: pâinea pe care o luăm, frângem, nu este ea trupul Domnului Iisus? Ba da, paharul pe care îl binecuvântăm, nu este el sângele Domnului Iisus? Împărtășirea cu sângele Domnului Iisus? Ba da, dar vai de acela care nu deosebește trupul Domnului. Când unii zic pâinea a devenit trupul Domnului, le mai deosebești? Nu, ci dimpotrivă le faci una. Pavel zice: fii atent că e un lucru grav să le vezi că-s una. Trebuie să deosebești trupul Domnului. De ce să-l deosebești? De pâine. Eu prin pâine asta mă împărtășesc cu trupul, dar pâinea nu-i trupul. Exact asta urmărește și Ioan. Fii atent că prima dată când ne-a explicat Domnul Iisus că trebuie să-L mâncăm și să-L bem, n-a fost la cina Domnului. El ne-a dat învățătura asta încă deja la mulțirea pâinilor. Și nu în context de cină. Adică eu sunt chemat să-L mănânc și să-L beau, nu numai la cină. Eu trebuie să-L mănânc și să-L beau în fiecare zi. În fiecare zi să zic: mi-e foame de Tine, Doamne Iisuse, și Te mănânc. Mi-e sete de Tine și Te beau. La cină
totul devine doar mai dramatic. Pâinea mă ajută să vizualizez frângerea Domnului Iisus. Paharul mă ajută să vizualizez vărsarea sângelui Lui. Dar să nu le identific pe cele două. Partea materială nu contează nimic, partea spirituală contează totul. Ce vreau să vă învăț eu acum în câteva minute? Învață-te să trăiești pe planul spiritual, nu pe cel material. Planul material de la cina Domnului, Domnul Iisus ne spune, faceți lucrul acesta ca să vă aduceți aminte de mine. Și să mă trăiți pe mine. Și să mă mâncați pe mine și să mă beți pe mine. Dar Duhul contează, carnea nu contează nimic. Asta spune în Ioan 6. Să faceți lucrul acesta ca să fie mai puternic. Dar tu permanent trebuie să trăiești în starea asta de a te hrăni cu mine și de a te adăpa cu mine. Tu tot timpul trebuie să fii flămând după mine și însetat după mine. Și dacă însetează cineva să vină și să bea, n-aștepți până la cina Domnului. Învață să-L mănânci pe Domnul de câte ori te simți gol. Și e ciudat. După trăirii de cer ca aceasta, a doua zi dimineața te trezești gol. Ca Ilie, care după victoria de la Carmel a căzut într-o depresie și a zis, nu-s mai bun decât părinții mei, mai bine mor. După victoria de la Carmel, mâine te vei trezi gol. Știți de ce? Pentru că mana trebuie culeasă în fiecare zi și mâncată în fiecare zi. Și Domnul Iisus se compară cu mana. Mâine dimineață nu te vei hrăni cu ce ai primit în aceste zile. Aia s-a dus. Numai așa dacă le reiei de pe internet și te hrănești din nou și fă o aceea. Dar mâine dimineață când te scoli, zi, Doamne Iisuse, e cam pustiu, trebuie să mă duc să culeg din nou mana. Tu ești pâinea coborâtă din cer. Doamne Iisuse, te mănânc și te beau, vino, umple-mă. Învață-te să te hrănești zilnic cu Domnul Iisus. V-am spus ieri cât de important e lucrul acesta, să știm să ne hrănim singuri. Nu vine nimeni să-ți dea bucățica. Frate, nu ți-e foame? Mi-e foame. Dar Domnul Iisus e aici și imediat mă satur. Mi-e sete și Domnul Iisus e aici și eu-l beau. Învață să trăiești în această unire cu Domnul Iisus. Eu sunt vița, tu ești mlădița. Eu sunt în tine și tu ești în mine. Rămâi în mine. Rămâi în mine trăind după cuvintele mele. Rămâi în mine ascultând de ce te-am învățat. Rămâi în mine. Și dacă cumva ai făcut gafa să nu rămâi în el, că nu l-ai ascultat și l-ai ascultat pe celălalt, pocăiește-te imediat. Doamne Iisuse, cumva
l-am ascultat pe celălalt, înseamnă că eu n-am rămas în tine. M-am dus, viu înapoi, Doamne Iisuse, iartă-mă, te mănânc din nou, te beau din nou, fă-ți din asta modul tău de viață, din a-L căuta în fiecare zi. La masa Domnului ne se spune fiecare să se cerceteze pe sine. Ce să se cerceteze? Am trăit eu după învățăturile Domnului Iisus? I-am fost credincios? Nu. E vreodată când la cina Domnului te-ai verificat și ai fost ok? Eu niciodată nu. Întotdeauna zic, da, da, acolo și acolo nu i-am fost credincios. Acolo n-am fost după părerea lui. Da, aia nu înseamnă, și dacă te-ai cercetat și ai găsit că undeva nu mi-ai fost credincios, nu mai lua masă. Dimpotrivă. La masa aceasta refac contactul cu cel pe care pentru o clipă nu l-am ascultat. Aici mă cercetez ca să mă pocăiesc, nu ca să fug de el. Mă cercetez ca să mă pocăiesc și să zic, mi-e foame de tine, te mănânc. Soția, pe drum încoace, mi-a spus, spune povestea aceea din Scoția. A venit la o biserică undeva în Scoția, după ani de rătăcire, o fată, și plângea acolo, și a fost tocmai cina Domnului, și ea plângea, și când a venit pâinea, diaconul a văzut-o că ea, și diaconul s-a apropiat de ea și i-a șoptit, fetițo, aceasta e pentru păcătoși, ia-o. Aceasta nu e pentru sfinți, că nu sunt. Nimeni nu-i sfânt pe deplin. Sfințenie-i țelul. Așadar, la cina Domnului ne cercetăm, ne găsim falimentari, ne pare rău, ni rușine și zicem, cum să mă mai apropiu? Ia, dragă, e pentru păcătoși care se pocăiesc și care zic, Doamne Iisuse, sunt gol de tine pentru că nu te-am ascultat. Sunt gol de tine pentru că nu te-am ascultat, dar mulțumesc că mă inviți la masa ta, că vreau să mă satur de tine. Și te mănânc și te beau și cu asta am mai mare putere ca mâine și poimâine să te ascult mai mult. Asta nu-i ca să îmi pot permite păcatul. Asta e ca să mă îngrozesc de păcat și să capăt puterea să aud, du-te și să nu mai păcătuiești, ca să nu ți se întâmple mai rău. Venim la masa Domnului ca să ne hrănim și mergem de aici, auzindu-L pe El. Acum te-am iertat, te-am vindecat, te-am săturat, du-te și să nu mai păcătuiești ca să nu ți se întâmple mai rău. Ce minunat e Domnul! Amin.
că ne întindem masa pentru cei nevrednici. Venim înaintea Lui. Ne ridicăm. Doamne, Fiul lui Dumnezeu, care ai ridicat păcatul lumii, Fiul lui Dumnezeu, care m-ai iubit și te-ai dat pe tine pentru mine, Fiul lui Dumnezeu, care mi te-ai dat pe tine ca hrană și mi-ai spus, mănâncă-mă, și eu te-am mâncat. Fiul lui Dumnezeu, care te-ai făcut una cu mine și eu trăiesc din unirea cu tine ca mlădița care trăiește din unire cu vița. Mulțumesc pentru ce m-ai învățat în zilele acestea. Mulțumesc mai ales că m-ai chemat la o viață de sfințenie. Și mulțumesc că Tu mă vrei să trăiesc în țara de la gura raiului. Să trăiesc în țara sfințeniei. Și mulțumesc că pentru alunecările mele, pentru greșelile mele, ai leac. Mulțumesc că mă atenționez să mă cercetez și m-am cercetat și mi-e rușine de mine, iartă-mă. Spală-mă încă o dată și primește-mă. Mi-e foame de tine. Mă hrănesc cu tine, te mănânc. Și pentru că te mănânc și mă umplu cu tine, dă-mi puterea să nu te mai supăr. Să-ți fiu credincios ție, să nu mă mai dau celuilalt, să trăiesc în sfințenie. Amin. Și după ce am mulțumit, a frânt-o și a zis, acesta este trupul meu, mâncați toți din el. Pâinea rămâne pâine, dar el e aici, trupul lui e aici. Acesta e vehiculul și eu mă hrănesc cu Domnul Iisus. Luăm pâinea și o păstrăm ca să o luăm împreună. Ocupați loc. Care se împărțește pâinea, noi ne rugăm. În gândul tău, acum ai urcat pe calvar. În gândul tău, stai sub picioarele crucii. În gândul tău, în duhul tău, stai de vorbă cu Domnul Iisus pe cruce. Spune-i așa, Doamne Iisuse, pe crucea aceea trebuia să fiu eu. Pe crucea aceea trebuia să fiu eu.
Așa, pentru că se dă și paharul odată, păstrăm și paharul. Deci păstrăm pâinea și paharul și atunci totul merge mai expeditiv. Dar ascultați-mă bine, nu vă mai uitați la altceva. Tu ești acolo, la cruce. Tu stai de vorbă cu Domnul Iisus. Doamne Iisuse, Tu m-ai dat deoparte și Te-ai așezat în locul meu. Cele mai dulci cuvinte din limba mea sunt: Fiul lui Dumnezeu m-a iubit și s-a dat pe Sine pentru mine. Cum să-ți mulțumesc? Nu numai că Te-ai dat pentru mine, dar mi Te-ai dat mie ca să Te mănânc, ca să mă satur, că sunt gol. Doamne, mulțumesc că ai instituit și masa aceasta ca să-mi aduc aminte de calvar, ca să-mi aduc aminte că acolo Ți-ai vărsat sângele pentru mine, substanța care mă spală de toate păcatele. Viu la Tine și Îți mărturisesc că m-am murdărit. Am nevoie din nou de spălare. Mai spală-mă odată. Stai de vorbă cu Domnul Iisus, ești în fața Lui. El e aici. Și ca tu să ai o întâlnire vie, reală, cu Fiul lui Dumnezeu, trăiește această întâlnire cu El. Trăiește-o din plin. Real, realmente, El e viu și El e aici. El e aici ca să te umple, să te spele și să te sature și să refaci unirea cu El în așa fel încât El să locuiască în tine și tu să locuiești în El. Vița și mlădița vin la oaltă în unire. Refă această realitate. Trăiește această realitate. Cina Domnului e instituită nu pentru că ea ar avea o putere magică. Ea e instituită ca ea să mă ajute să trăiesc. O nouă întâlnire cu Cel crucificat. Să stau din nou la picioarele crucii ca un strop din sângele Lui să mă spele. Eu trăiesc la cina Domnului această confruntare și într-o întâlnire cu Domnul Iisus cel real și retrăiesc spălarea și umplerea cu Domnul Iisus. Continuă. Spune în cuvintele Tale ce simți, ce vrei să se întâmple. Sunt clipe sfinte, clipe de întâlnire reală cu Cel care a murit în locul tău pe cruce. Să te zgudui încă o dată și să zici: iată
cât costă păcatul meu. Iată cât l-a costat pe Fiul lui Dumnezeu păcatul meu. Cum aș putea să mă mai joc cu păcatul? Să-l mai răstignesc odată pe Fiul lui Dumnezeu? Groaznic e păcatul. Ce rușine mi-e, Doamne! Mulțumesc că mi-ai spus că Tu ești jertfa de ispășire nu numai pentru păcatele noastre, ci pentru ale lumii întregi. Mulțumesc că mă primești la piciorul crucii. Și mulțumesc că acolo nu numai că primesc iertarea, dar acolo te primesc pe tine ca hrană și ca băutură. Ne ridicăm în picioare. Vom face totul așa cum vă spun eu, deocamdată. Pâinea, păstrați paharul. Auzi acum cuvintele Domnului Iisus care zice: acesta este trupul meu care se frânge pentru voi. Luați, mâncați. Așa cum trupul meu asimilează această pâine, eu, Doamne Iisuse, te asimilez pe tine. Tu ești hrana mea și tu vii și mă umpli. Și tu ești în mine, eu sunt în tine, ca apa în burete și buretele în apă, ne întrepătrundem. Acum, Doamne Iisuse, stând încă sub cruce și văzând cum soldatul roman